Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din Călătoria cu Alex Vânătorul. Vă place atât de mult această serie, îmi pare rău că ieri nu am putut să pun două episoade, ați ajuns la peste 11.000 de like-uri dacă nu mă înșel. Astăzi iarăși este nebunie cu primul episod al zilei care a fost live la ora 9 dimineața. Dacă le-ai ratat pe acestea, o să ai linkul în descriere, poți să vezi până acum unde am ajuns cu Călătoria lui Alex Hunter sau Alex Vânător, așa cum vă place vouă. De asemenea, aș vrea să vă explic câteva chestii. Nu prea îmi place să joc decât cu Alex. Este plictisitor pentru că echipa are o putere atât de mare, poate să ține de minge, într-adevăr tu poți să ceri pasă ce-i drept și să te joace pe tine mai mult, dar la un moment dat joacă pase între fundași, nu e foarte plăcut pentru mine, nu-mi place să fac asta. O să încerc totuși pentru voi, pentru că am primit atâtea comentarii în episoadele trecute. O să încerc să joc astăzi cel puțin în acest episod doar cu Alex Hunter. Haideți să vedem pe unde suntem. Și bineînțeles, dacă vrei să vezi mâine două episoade, hai să încercăm să ajungem la clipul acesta la 5-6.000 de like-uri în primele 3 ore. Dacă reușim asta, vă promit că mâine o să fac tot posibilul să pun două episoade din această super serie și haideți să intrăm în The Journey și să vedem pe unde suntem. Mai exact ce se mai întâmplă. Punem și căștile. Pam, pam, pam. Trebuia să umblăm la atribute și avem două puncte. Power Header ne interesează, Giant Throwing Strength, Weak Foot ar fi interesant. Și ne costă decât un punct. Standing Tackle nu ne interesează, Sliding Tackle nu. Flare ar fi interesant. Dribbling-ul costă două puncte. Long Passing nu ne interesează. Short Passing, Swerve Pass, Crossing nu. Free Kick Accuracy, Finesse Shot ar fi interesant totuși. Increases energy at the end of the match, second wind. Prea suntem nici titular, nu jucăm atât de mult. Nu ne-a interesat de mult asta. Hai să facem ceva. Să mergem frumos la weak foot, să consumăm un punct. Bravo. Și după aceea să mergem și la flare sau la swerve. Add bend to your pass and through balls when needed. Crossing ar putea să fie ceva interesant. Pentru că ne joacă pe lateral, ar putea să centrăm pentru... pentru colegi. Sau flare. Să mergem direct pe dribbling fără weak foot? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Hai să mergem pe flare, avem nevoie de asta. Foarte bine. Am crescut aici frumos. Și hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Advance London. Hai mă băieți, mă. Avem antrenament astăzi. Hai să mergem pe antrenament. Passing! Ne îmbunătățim jocul de pase. Hai să vedem ce se întâmplă. Pam, 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 pam. Butler, gentlemen. Gentlemen, okay. What do you say we do a little hard training today? Lovely. Let's get cracking. Begin passing to goal. Through balls. Okay, hai, begin training. Ok, nu trebuie să fie greu deloc. Pasă printre, nu? Finalizare acum, Sturridge, finesse, gol întotdeauna. Hai. Sturridge, gol mereu de aici. Try harder. Încă una. Nu! Cum a ratat de acolo? Ce greșeală. Ce ratare. Hai să încercăm încă una. Frumos. Hai, Hunter. Bravo, bravo, bravo. Frumos. Frumos, încă una, tot pentru Hunter. Finesse. Bravo, bravo. Bun așa. Sturridge. L-aștept pe Hunter. Dăm gol de aici, dăm gol. Nu, ce ratare. Păcat. Hai să dăm gol acum cu Sturridge. Sau îi dăm un Hunter. Bravo, bravo. Excelent. Continue. Eu zic că ne-am descurcat foarte, foarte bine. Am luat nota A, care e maximul care poți să-l iei. Și vedem acum ce urmează. Threaded through pass. Aha, ok. Ok, hai să vedem ce vorba aici. Ok, alergăm. Și pasă frumos de asta printre așa. Haide, Sturridge!
Trebuie să ne așteptăm puțin. Este puțin mai complicat. Ok. Hai că a luat în față. E bună? Trebuie să mai și dăm gol? Da, trebuie să mai și dăm gol. Dăm pasă, frumos, îl așteptăm. Hai, Moreno. A fost bună, n-a fost bună? Acum, a trecut pe roșu, deci nu trebuie să treacă pe roșu. Ok, am înțeles. Ok, pe verde. Hai că e bună. Oricum îl mai facem pe ăsta odată, că a durat puțin până să îmi dau seama clar ce trebuie să fac. Hai. Du-te, Marković. Realizează cu șut. Bravo. Hai, dăm pasă. Iar a trecut pe roșu mult prea devreme. Ok, a trecut pe... Nu sunt mulțumit. O să mai facem încă o dată. Retry, am luat B. Nu se pune problema. Nu acceptăm asta, hai. Deci pe verde acum trebuie să-i dau. Gata, aia. Dăm și gol frumos. Pac. Nu văd cum să nu luăm A acum, haide. E pe verde. Am dat pasă. Cum am dat pasă atât de prost? Am o viță, ce n-ai vilui? Haide cu viteză. Hai, Moreno. Și cu șut. Bravo, hai. Așa, îl așteptăm. E pe verde. I-am dat. Hai, Marković. Almost there. Trebuie să terminăm cu A. Neapărat trebuie să terminăm cu A. Hunter. Pasă-i bună. Hai, mă, Mane, că ai viteză. Frumos. Eram așa cu un flare shot. Ce s-a întâmplat? Opa, s-a blocat. Hei! Hei, ce s-a întâmplat? S-a blocat antrenamentul. Pe bune? Care-i faza asta? Atem 0, deci ce bug de joc ordinar. Hai, frate, că nu cred ce e asta. Deci nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Acum am luat ce? Retry drill. Deci cea mai mare porcărie care am văzut în viața mea. Asta a fost. Hai că a fost bună pasa. Dar nu mai dau de acum încolo chip shot sau altceva la finalizare. O să dau șut simplu. Pasa e bună. Hai Moreno. Din prima șut. Frumos. Sper să nu mai fie bug-ul ăla încă o dată. Ce prostie. Pe verde. Hai, Marković. Frumos șut. Hai băieții. E pe verde? Dă-i eu. Hai de Mane. Cu șut. Și mai avem 4... Ce? Atem 0? Excelent, mi-a dat A. Doamne, ce bug de joc ordinar. Ok, nu mă plâng. Am luat A. Deci oricum îl meritam. Dar să vedem ce se întâmplă mai departe. Ar trebui să ne dea niște skill points, ceva pe acolo. Fi interesant. Oricum ne-am descurcat super bine. Pam. Ok, passing, ala amândouă. Ne-am îmbunătățit vision, short passing. Foarte tare. Dar tot la substitute sunt. Amărât. Și Walker ăla n-a făcut nimic în meciurile de pregătire comparativ cu noi. Ce bine a dat gol la debut. Dar e acolo la starting 11. E, nu știu, un joc să fie el deasupra mea, să fie o râcă între ei, ceva de genul ăsta. În fine. Skill point 0, hai să vedem advance ce se întâmplă acum. Match day. Ok. Avem la Burnley și v-am promis că o să fiu... Hei. V-am promis că o să fiu... O să joc doar ca Hunter. Cum selectez asta să schimb? Întâi să apară totuși. Da. Hai că dau play as Hunter. La fel cum ați cerut voi. Suntem pe 10 la momentul actual. Ce-i drept, am jucat și un singur meci în campionat. Must simply work out. You have the ability. Press to advance. Ok. Dacă n-am dat gol în Premier League, trebuie neapărat să reușim un gol. 30 de minute ne oferă antrenorul. Target. Impress the boss, trebuie neapărat 7. Make a mark. Score a goal. Să câștigăm meciul. Dar cât e scor? Hai. Ok, dăm mingea, hai. Dăm cu pasă, e bună. Fines. Ne-a blocat în ultima secundă. Și acum începe plictiseal. Oh,
Ia uite, ce frumos pasează ei între 5.6. De ce mi-a scăzut la 5.6 în fine? View of Alex Hunter, this 17-year-old potential goal scorer. No, long goal. A, oricum avem 3-1, ce cred. Suntem lejer. It will be a corner. Uleu, a dat exact pe mine. Hai că am degajat-o, e bine? Hai cu Mane. Hai Mane, dăm pasă printre. Hai mă Mane, mă, ce pasă e aia, măi Mane, măi. Steven Defoe. Some potential in this move. Liverpool, patience is the name of the game at the moment. Liverpool. It's a good ball. They could be. Ce tackle frumos. Hai cu pasă pe mine. Avem un doi undeva? Stai, stai. Just lent the ball to his mate and got it back again. Yo! And that's a foul and aproape să-mi rupă piciorul, bă, ce urât a jucat, foarte urât. These days going off your feet. Ia să vedem de luare. Poate chiar de roșu ăsta, talpă sus, pe gleză acolo, foarte periculos. Ce să facă ăștia acum? Să dea centrare pe mine, oare? Hai că dea centrare pe mine, ia. Bună pasa printre? Ah, aproape! Frumos, frumos jocul de pase aici. Nu știu, să lăsați în comentarii să-mi spuneți, vă place vouă mai mult așa când jucăm doar cu Hunter? Hai înapoi la mine? Op, avem probleme. S-a stricat gameplay-ul? A pornit din nou. Oh, 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 nu știu ce s-a întâmplat aici. În fine, scuze băieți, se pare că am avut o problemă la înregistrare. Ce tâmpeniu. Hai înapoi cu Hunter, cu pasă. Nu trebuie să jucăm noi. Bună pasă? Hai înapoi. Joc de pase frumos. Avem 6.5, am dat drumul la minge, am dat drumul la pase, e tot ok până acum. N-am dat gol în schimb. Nici n-am avut situație de gol, să zic așa. Hai, punem presiune. O să o câștigăm aici. Haide, haide. Bine, băi. Bun joc de pase. Coutinho. Joacă printre, așa, frumos. Nu avem cum să centrăm. Trebuie să mă grăbesc puțin acolo cu pasa, ne-au blocat foarte repede. O centrare acum, poate pe Hunter aici? Aproape acolo! Foarte aproape am fost! Lasă mă demar mai bine, trebuia să mă demar un pic mai bine. Intercepție! Haide mă băieți mă, 6.3, de ce-mi scade atât de mult totuși? 7.7. Oh, centrare bună acolo, să fie periculos? Bun, 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 a luat mingea. Mingea pe extremă. Hai cu pasă, hai cu pasă la Hunter. Facem un 2 frumos aici. Și mi-o dai pe poziție viitoare, se știe. Se știe, se știe frumos. Avem cum să centrăm totuși. Ne întoarcem înapoi. Pasă în care o bună. Mamă, că a fost bună pasa, ce ai făcut acolo? Cine e ăla? Ăla e Coutinho, cred. Hai mă, băieți, naibului. Haide, dă-mi-o, 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 dă-mi-o. Bună pasa? Golazo, Hunter, în final! Foarte frumos joc de pase, foarte frumos joc de pase! Super joc de pase. Bravo, mă, băieți. Ia uite-l ce bucuros e. Foarte frumos aici. Mi-a dat pasă chiar Walker? Că nu mă înșel? Sunt sigur. Oricum, bună finalizarea. Și avem 7.8. Dacă nu mă înșel nota. Cred că ne-am îndeplinit la momentul actual toate obiectivele. Hai să încercăm să forțăm. Primim și mai mult. Scăpasem pe contraatac. Foarte aproape acolo. Nu mi-o da încă. Nu încă. Nu stau, nu stai, nu-i bine. Rămână înăuntru. Hai mă, joacă-mă, joacă-mă. E bună pasa. Hai că a fost bună pasa. Take your time. Ce take your time? A fost foarte bună pasa. N-a fost așezat cum trebuie atacantul acolo, dar pasa a fost bună. Hai cu un 2-1. Aoleu. Ce-i drept pe l-am și băgat acolo între doi adversari, era destul de dificil pentru el să facă ceva.
Haide mă băieți, mă. Bună. Haide mă, dă-i drumul. Frumos. Hai că sunt liber aici. Facem 1-2 cu Walker. Așteaptă-mă. Ce pas prost. Cum să zici bad call for a pass? Ok, aici e periculos, dar se pare că fundașii noștri centrali sunt ca în forță. S-au apărat foarte, foarte, foarte bine. While trying to do my research on young Alex Hunter, I actually caught up with his granddad, the legendary Jim Hunter. Oh, să nu te acolo cumva de lângă mine, că e pe lea. Sigur ne scade din offside. He and Gareth Walker, Alex and Gareth Walker, were at an academy, but they both nearly dropped out of professional football altogether. They sort of convinced each other that they weren't going to make the grade. No. They went to an exit trial. Cum a trecut timpul așa repede? În fine, măcar am dat gol. E bine. În final, primul gol în Premier League, 4-1. Ne-am îndeplinit obiectivul. Absolut tot am făcut bine, nu? Totul perfect. Hai să vedem ce se întâmplă în următoarele minute. Leicester a pierdut acasă de la Chelsea. Stoke, alte meciuri mari avem pe aici. Noi am bătut la Burnley. Manchester a făcut 0-0 cu Southampton. Arsenal 3-0 pe West Ham. Manchester United. Ok, ăsta mai zis. În fine, hai să vedem. Ce zic băieții pe aici? Bonus, ne-a crescut cota de piață? Am luat un bonus, 400 de lire pentru gol, cam puțin ca să fiu sincer. 5,5 milioane transfer value. Încă nu intrăm acolo în primul 11. Încă nu intrăm în primul 11. Am mai crescut puțin. 63 overall. Hai să vedem. Mă, atât de aproape de primul 11, atât de aproape. Și totuși nu reușim. Posibil să fie și jocul făcut să nu ne ofere totul dintr-o dată prezența în primul 11 și din cauza aceasta. Advance. Ce urmează oare? It's been going well, Dad. A few sub appearances, more than I expected. Oh, vorbim cu tati. Think you might be able to come and see me play soon. Sigur vine. Yeah, but, you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I can help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. Better be off, okay? Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son. Pe bune să-i cam bulangiu. Dai că cam neserios. Remote. Well, what do you think you're doing? Yeah. And with such a world-class player as Harry Kane joining us, we're confident we can push on from last season. L-a luat pe Harry Kane. Yeah, really. La Liverpool. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. Bă, vă spun ceva, e și o prostie jocul. Făcut așa să nu-ți ofere totul de la început. În fine, tot rezervă o să fim. Advance, training day, defending. Las că e bine că noi ne antrenăm pe apărare. Suntem extremă sau atacant și ne antrenăm pe apărare. In a bit. Good workout, mate. Hey, Harry. Ready to debut this week. Welcome to the club. Hai că suntem fair, suntem corect. Welcome to the club, mate. Hi, you alright, Alex? Yeah, I see your debut, you've done well. See you around. Niciun antrenament. Rezerve în continuare. Nu contează că dăm gol. Nu contează că primim numai A la antrenament. În fine. Noi tot rezerve suntem. Simple defending to one-on-one defending. Hai să vedem ce înseamnă asta. Today is my favorite day because today we work on tackling. Cred că e același gen de antrenament care l-am avut și în trecut. Tot drept așa o să meargă? Perfect. Astea sunt simple, frate. Sunt super simple.
nu face nicio schemă, nimic, pur și simplu vine noi și noi băgăm tackling. Și nu o să avem probleme să luăm A la amândouă. Așa. Încă una, excelent. Pac. Nu greșim niciuna. Niciuna! Aia e. Mai avem una? Nu greșim o viță. Am greșit-o! Tocmai pe ultima ce ciudă mie, oricum am luat-a. Nu o să dau retry pentru că e o notă foarte bună. Să dau continue. Interceptions, stand tackle, marking, slide tackle. Prea văd de ce ne antrenăm noi atât de mult pe defending. Suntem extremă sau atacant, în fine. Aici e 2-on-1? Ia să vedem ce se întâmplă. Ok. Ok. Nu trebuia să-l las, am făcut greșeală aici. Unde vrei să duci, prietene? N-ai unde. Ne-a dat 1000. E decent. Stai puțin. Hai că trage în interior acum. Și acum mai băgăm tackling-ul. Bravo, viță. Și ne-a și rămas mingea. Au, am greșit tackling-ul. Nu-mi place aici. Dacă nu luăm A, oricum îi dăm retry. Dacă încearcă să mă fenteze. Băi, băi, pe băi. Mamă, m-a făcut în sânge aici. M-a făcut varză. Nu e bună. Aici am luat mingea frumos și ar trebui să ne dea mai mult când luăm mingea și rămâne și la noi fără tackling, știi? Si, retry cu siguranță. Bun aici. 1000. Bravo, hai. Vrei să mă fentez, a? Nu mă mai păcălești. A, trebuie să o și luăm destul de repede că trece timpul. E, bolovanoviță. A, mă, dar și ăla? Haide, mă. Ăsta mai mult fuge de noi, frate. Eu nu pot să înțeleg asta. A, putem să-l controlăm și pe celălalt. Ok, hai că am înțeles mai bine acum ce se întâmplă aici. Și îl facem sandwich aici și îl luăm mingea. E foarte simplu. Dar nu mi-a durat puțin până să-mi dau seama. Și la primul am și greșit-o. Și la prima am și greșit-o. Hai, trage în interior. Trage că aici vrei. Good job. Nu-mi place. Ba, am luat-a. Gata. Mă mulțumesc cu A. Dăm continue să vedem ce se întâmplă în continuare. Pam, 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 pam. Haide, încarcă-te. Simple defending, am luat la ala amândouă, frumos. Oricum nu o să începem cu titular. Sper totuși să mai îmi dea alea 20-30 de minute care mi le dă. Come in. Ei, ce se întâmplă aici? Have a seat. Ei, ce se întâmplă aici? You know, lad, this league's more intense than anything you've ever experienced. Nu! It'll chew you up and spit you out if you're not 100% ready for it. I'm ready. Well, right now, you're doing all the right things to get noticed. And ordinarily, that would be enough to get you a start. But the manager feels it's still too soon for you to be starting a Premier League game. You still need a bit of experience from the bench before you're ready to walk out with the rest of the lads. Hey, keep working hard. Playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand? Good. And I'll be off for you. Cheers. Ok, nu e așa rău, suntem în continuare rezervă. Putea să fie și mai rău? Deși noi ne cam antrenăm super bine, dăm goluri la meciuri, dar în fine. Asta e povestea? Este ce urmează. Probabil următorul meci în Premier League. Advanced attributes, am mai skill points 0. Am mai crescut și la social media, avem peste 40.000. Advanced. Match day. Jucăm la Spurs acasă. Asta e derby mare. Ia să vedem ce se întâmplă acum. Players Hunter din nou. Ok, așa o să facem. Walker, titular, atacant central și pe Kane îl bagă stânga, Markovic pe dreapta. Ok, nu zic nimic de Markovic, mă interesează, dar Kane... Frate, asta e o prostie, pe bune! Îl iei pe Kane la echipă și nu-l bagi atacant central, ce... Joacă el, de fapt, el nu e un jucător de viteză să intre de pe lateral în teren cu mingea. Ok.
One kid on the pitch is all we need. Drop Alex Hunter if... What? Ce zice asta? Băi, ce neșimțit, zice să renunțe la mine. Dacă am început cu Walker, în fine. 15 minute, foarte puțin timp îmi dă. Nota 7, make an impact, score a goal, get over the finish line, win the match. Stimăm pe Walker. Hai să vedem ce se întâmplă. Ce scor avem? 1-0, e bine. Hai, dă-te drum la minge. Mă joc atacant central pe Kane, pe stânga. Hai, la cu pasa, frumos. Joacă-mă printre. Aoleu, centrare proastă. Bună pasă acum. De ce n-ai dat drumul la minge? De fiecare dată trebuie să ceri o minge, altfel ei nu, pe ei nu-i duce capul să vadă că sunt liber. Asta nu-mi place. Haide! Frumos am luat minge acolo. Jucăm un 2-1. Dă-mi-o pe poziție viitoare. Haide, clean și tu acolo. Jucăm înapoi, că n-avem unde să dăm. Ce rău pasă într-o poziție cam proastă. No, viță! Vrei tu din nou să faci multe cu mingea și din cauza asta se întâmplă și greșelile. Unde e Marković? Marković, hai cu pressing-ul! Periculos și aici, bună intercepția, ce bine a ieșit fundașul nostru. Și a greșit-o acum. Uite, asta nu e fun, știi, trebuie să aștepți după ei să ia ei mingea să facă toate cele până să ajungă la tine. Hai. Cap al meu. Dă-i drumul la minge, ce prostie. It's kept its drama right to the last. Now Alberto Moreno. Lazar Marković. Trebuie să mă bag eu coordonator aici ca să se întâmple ceva. E bună pasa? Aproape acolo, aproape. Dar n-a avut viteză. Victor Wanyama. Mi-a scăzut la 6.1. De ce? Nu prea înțeleg. Intercepție acolo, aproape am fost. Am fost aproape de intercepție, n-am reușit din păcate. Bă, dar ăștia trebuie să atace, să dea gol și pasează iar veșnicul AI din FIFA. N-am unde să șer. Aici intre? 1-2 poate? Așteaptă-mă, dă-mi-o. La lung? Oooo! Ce aproape acolo? Am fost blocat în ultima secundă. Haide-mă, băieți. Hai timp, 82. Hai, joacă în centru. Joacă-mă în centru, ce aștepți cu ea? Dă-mi pas, hai, 1-2 aici. Băi, am crezut că e al meu, ce pasă prost am dat. Intercepție poate? Haide-mă, băieți, cu intercepție acolo. Eric Lamela. Ce-a trecut prin apărarea noastră. Bună intercepția. Joacă pe mine. Bună pasă asta. Bă, joacă-l pe lateral. Aoleu, ce pasă i-a dat. Era pentru mine asta. Și că bad call for a pass și s-a lovit de adversar și a sărit. S-a lovit de fapt de coechipier și a sărit la adversar. Nu-mi place să joc decât cum... ca Hunter. Trebuie să aștepți foarte, foarte mult după minge, nu ai control asupra nimic din joc aproape. Deschide-l pe stânga, haide-mă, deschide-l pe stânga. Joacă cu mine. Ce o joc aici frumos? Printre. Bun. Aoleu, mă băiesc, nu știu că azi nimica. Avem 6.2, n-a fost un meci reușit. În fine. Noi am alergat pe aici, ne-am dat sufletul pe teren. Dar e greu să faci posesie, să faci pressing când tu ești singurul care face asta. Haide, mă dăm cu centrare. Aoleu!
Aoleu, ce slab a dat. Hai, câștigă aerian acolo. Bravo. Aoleu, s-a lovit mingea de jucător. Eric Lamela. Ok. Here's Walker. Haide, Klein, atacă-l! Jan Vertonghen. Aproape de intercepție, dar nu destul de aproape. Jansen. Haide, mă, atacă mingea! În fine, fac ăștia. Hai, intercepția! Băi, dar se lovește mingea și numai la noi nu rămâne, mă! Ce să fac acum cu ea? Mă duc pe viteză. Să dau o pasă bună, zic eu. O pasă bună? Nu pot să cred! Nu pot să cred! Dă-i gol! Am dat gol! Nu știu cum a ajuns mingea la noi, dar am dat gol. Tot a început de la acea pasă superbă care am dat-o în centru și în loc să finalizeze, era singur, era făcut cu totul altceva. A dat pasă din centru în lateral, o prostie. În fine, bine că am dat gol, am sărit foarte frumos aici și continuăm seria de goluri. O ducem cu 2-0. Bine, mă, băieți, mă. Aproape cu intercepția. Aproape cu intercepția. Eric Lamela. He's coming forward with some danger. Deja nu mai contează ce gol mai dați voi pentru că meciul e gata. Hai, degajează-o. 4 minute de prelungire. Walk on. Taken quickly. Now they've got a chance in this part of the pitch. And it will go into the middle now. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. Sunt genial suporterii la Liverpool cu You'll Never Walk Alone. Hei, câștigă la cap, Oviță. Bravo, aia e. Dă-mi-o. Aoleu. Hai, punem presiune acolo, bravo. Am zis că mai întindem cu un gol, dar nu o să se întâmple asta. Poate dau eu unul. Bun acolo, bun. Joacă-o pe mine. Joacă-mă pe mine, eu joc pasă frumos. Aia e, dă-mi-o printre. Bun, așteaptă-mă, dă-mi-o. E bună. Perfect până acum. Hunter trying to find a way through. Bună pasă asta. Frumos. Frumoasă fază. Ia stai să ceri o pasă aici. Aha, am cerut pasă. Mai da Kane una, ui, bravo, bă. A dat Kane două goluri la debut. De asta e cam starul echipei. Meșire foarte, foarte proastă a lui Hugo Lloris. De la Spurs acolo. Foarte, foarte prost a ieșit de acolo. Lasă că e bine, am câștigat meciul, notă bună, am impresionat managerul în continuare. Ne scurcăm foarte, foarte bine. Ia să vedem. Da, absolut totul perfect aici. Advance. Foarte frumos. Nu ne-a și nou un interviu ceva după meci, totuși am dat gol. Man of the match Kane, ar trebui să fim lângă el acolo, nu? Match rewards, bonuses. Trebuie să ne dea 400, parcă era la gol marcat. Earnings. Transfer value. Hai, mă, să fim serioși. 5,6 și avem două goluri date la debut în Premier League. La debut, în primele 3 meciuri. V-am mai zis, dacă era jucător în România, îi se tripla cota de piață. Ok. Skill points earned. Câștigați skill points? Ok, hai să dăm un advance. Acum să vedem ce se întâmplă, că altfel mi se pare că nu se salvează. Deci mai avem un skill point. Să strângem mai multe și după aceea să dăm un upgrade mare. Ar fi interesant. Social media star. Peste 50.000 de followeri în The Journey. Aici o să încheiem episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Sunt convins că v-a plăcut. Hai să încercăm să ajungem, cum v-am zis, peste 5.000-6.000 de like-uri în primele 3 ore și mâine o să încerc să fac tot posibilul să pun 2 upload-uri, unul de dimineață, unul după masă. De asemenea, țin foarte mult să-mi lăsați un comentariu în descriere, în secțiunea de comentarii,
și să-mi spuneți, chiar v-a plăcut vouă să dau play as Hunter doar? Sau v-a plăcut mai mult în episoadele trecute când am jucat ca o echipă? Mie mi s-a, cel puțin din perspectiva mea, experiența mea a fost mult mai plăcută în joc când am jucat cu toată echipa, însă nu este doar seria mea, este și seria voastră, pentru că voi o urmăriți atât de mult. Tocmai de aceasta decizia vă aparține. Lăsați comentariul mai jos și spuneți-mi cum vreți să continui seria. Mersi că te-ai uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!